felul nostru de a le mulțumi doamnelor, domnișoarelor că, că există, că fac parte din această comunitate. Trageți un semnal de alarmă că suntem actori aici în Turda, la Teatrul din Turda. E important ca lumea să vină să, să ne vadă. Le mulțumim pe această care le-a murat doamnelor și domnișoarelor din, din Turda un sincer și călduros la mulți ani, o primăvară cât se poate de frumoasă, chiar dacă afară vremea e cum e. În solidaritate sau în solidar cu anul trecut am ieșit în tricou, pentru că anul trecut era foarte cald de, de 1 martie. Încă o dată pe această cale le transmit o primăvară cât se poate de frumoasă tuturor doamnelor și domnișoarelor care fac parte din această comunitate și nu numai. Vă așteptăm cu mare drag la, la teatru. Teatrul din Turda există și face spectacole, de, face performanță. Haideți alături de noi, pentru că suntem niște oameni care merită să aibă prietenia dumneavoastră. Ați pregătit ceva de 1 martie, dacă tot? De 1 martie avem un moment special, pentru că așa e la teatru, suntem un pic mai, sau încercăm un pic să fim în afara cadrului normal. Unul dintre actorii teatrului, Valentin Vali Popescu, va alerga pe o distanță de 30 ceva de kilometri, va pleca din fața Teatrului Național din Cluj și va veni, va alerga până în fața teatrului din Turda. Iar pe traseu de la intrare în oraș, în Turda, va împărți alături de actorii care îl vor aștepta la intrare, vor împărți flori doamnelor și domnișoarelor. Am pregătit ceva special pentru 10 martie, avem o premieră, pentru că pe 1 martie probabil toată lumea se duce, are, au evenimente personale, dar pe 10 martie avem o premieră atât pentru domni, în special pentru doamne și domnișoare, Ultima haltă în paradis, o super comedie în regia lui Andrei Mihalache, care a montat la Turda și Îndrăgostiții din Ancona. Așa că vă așteptăm cu mare drag și interes.